Două tiruri au fost implicate în această dimineață într-un accident pe DN1 în apropiere de Biserica Călătorului, care se află între localitățile Băicoi și Bănești. Coliziunea s-a produs pe sensul de mers dinspre Brașov, spre Ploiești. Tirurile mergeau în aceeași direcție, iar în urma accidentului o persoană a fost rănită.